Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Investim în Iași. În această seară vorbim despre România văzută prin ochii unor studenți străini. Este vorba despre studenți din Spania, tineri de aproximativ 19 ani, care au venit un pic să cunoască atât cultura țării noastre, cât și ce înseamnă sistemul de învățământ, poate într-un viitor schimb, să spunem, academic, educațional, urmează să aprofundeze puțin ce înseamnă țara noastră. Tocmai de aceea nu lungesc foarte mult discuția, pentru că vreau să vi-i prezint pe cei trei invitați ai mei. O să încep cu invitatul care mă va ajuta puțin și la traduce întreaga discuție. Este vorba despre Andrei Mureșan Radu. Bună, Andrei, bine ai venit la Iași, în România. Bine v-am găsit. Este student ingineria aerospațială, UC3 Madrid, Spania, sper că am zis așa, bine. Da, al doilea invitat, din nou o să am o problemă cu accentul vostru spaniol, Alejandro Zalama Alonso. Bună seara, student la drept, UVA, Valladolid, Spania, și José Antonio Castro Moreno, student cu dublă licențiere sau cu dublă formare, matematică și fizică, UVA, aceeași localitate, Valladolid, Spania. Bună seara, bine ați venit! Bine am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Înțeleg că este o vizită cu, să spunem, dublu impact sau cu dublă încercare, aceea, în primul rând, de a cunoaște România. Este țara ta cumva natală prin prisma părinților care s-au născut aici, da? Da. Da. Și pe de altă parte, pentru a vedea un pic și ce înseamnă universități, poate se leagă un proiect Erasmus pentru anul viitor, pentru unul dintre colegii cu care ai venit însoțit. Da. Povestește-mi puțin despre grupul cu care ai venit în România și de ce ai luat această inițiativă, pentru că a fost inițiativa ta. A fost inițiativa mea. Eu sunt Andrei Mureșan, m-am născut în Spania, în Valladolid. Acum 19 ani, dar acum în 19 2000. Ani, în 2000. Dar părinții mei sunt din România, din Brașov și Baia Mare. Iar colegilor, pe care îi cunosc de mulți ani deja, pe unii din liceu, pe alții chiar dinainte, le tot spuneam, le vorbeam de țară, le ziceam cât de frumoasă e și cât de chestii nu se știu despre ea. Fiindcă în Spania se are o imagine complet diferită. Și le ziceam că într-o vară chiar trebuie să venim să vadă și ei, să poată după aia să povestească înapoi în Spania, cum este România. La urma urmei am convins, acum deja suntem universitari, am zis, hai, ne luăm lumea în cap și mergem până că în România. Sunteți studenți în primul an și aveți prima vacanță studențească și ai decis să iei un grup de câți colegi? Suntem 10, ne-a fost ușor de organizat pentru 10 persoane așa, o asemenea excursie. Dar am reușit, facem un tur prin toată țara, am început prin București, Brașov, acum sunt la Iași, o să le arăt și prin Maramureș. Iar asta, vreau să vadă țara, dar nu ca orice turiști, nu-i duc la locurile turistice, ci să vadă România mai profundă. O să mergem și prin diferitele staturi, și am avut norocul să cunosc pe profesorul Dan Kirleșan de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care a fost foarte amabil și ne-a făcut un tur, nu doar prin oraș, a vorbit cu profesori de la universitate care să ne arate locurile istorice ale Iașului și ne-a arătat și pe dinăuntru universitatea, am avut mult noroc cu el. În felul ăsta putem și să cunoaștem un pic oarecum sistemul universitar, să vedem care este ambianța în oraș, fiindcă în 2 ani de acum urmează să, nu, chiar mai puțin, în al treilea an de universitate, trebuie, dacă vrem, să facem programul Erasmus. Iar asta este, cel puțin pentru mine, mai ales fiindcă am facilitatea de a vorbi românește, am opțiunea de a face acest Erasmus și în România. Problema în România este că tu ești la ingineria aerospațială, trebuie să-ți găsești o facultate, cel puțin pe măsura facultății pe care o urmezi în Spania, care să acopere nevoia ta de formare educațională, academică. Nu vreau să neglijăm colegii tăi, așa încât vreau deja să-i întreb primele impresii legate de cum arată România comparativ cu ce impresii aveau înainte de a veni ca și vizitatori, ca și turiști la noi în țară. Pe ambii colegii ai tăi rog să răspundă. Pregunta para los dos. Tras haber yo hablado sobre mi situación como hijo de inmigrantes, os pregunto a vosotros qué la opinión, el contraste entre
Lo que habéis visto realmente en Rumanía y la imagen que teníais del país antes de haber llegado aquí. Respondo yo tú. Vale, puedes empezar tú. Vale. Pues yo la verdad es que no conocía, del único que conocía de Rumanía lo que nos decía Andrei. De vreo este que chache y yo conocían despre Rumanía y era doar chache ne poveste Andrei. Y bueno, él nos hablaba bien, pero realmente yo pensé que era un país que estaba, después de haber estado, o sea, los países más de, bueno, los países más del este que estaban un poco peor realmente de lo que me ha parecido una vez que hemos estado aquí. Tot ce cunoșteam despre România era ceea ce ne povestea Andrei. Și aveam, dar chiar și așa, eu aveam impresia că era una din aceste țări din Est care erau mai destul mai înapoiate decât cum credeam. Pero realmente no he visto que haya tantas diferencias, aunque sí que las hay, pero son más leves, entre realmente la cultura de España y la de aquí. Yo creo que es... realmente no es tan distinto como podríamos pensar en un principio. Chiar dacă diferențele care am putut să văd sunt mult mai mici decât cele care credeam că o să fie. Și între Spania și România diferența culturală este destul de mică. Până la urmă, nu întâmplător au plecat atâtea milioane de români în Spania și s-au acomodat atât de bine, tocmai probabil prin prisma acestor diferențe relativ scăzute. Să-l întrebăm și pe Alejandro. Y contesta la moderadora. Precisamente esta puede ser una de las razones por las que tantos romanos han ido a España. Las diferencias relativamente leves entre la cultura de un país y otro. Y te pregunto también a ti esa misma pregunta. ¿Cómo contrastas tu opinión de Rumanía antes de llegar aquí y una vez que ya has visto parte de ella? Pues yo personalmente no creo que haya cambiado mucho mi opinión acerca de Rumanía, principalmente porque llevo años conociendo ya a Andrei y nos ha estado hablando mucho acerca de la cultura rumana y la situación del país a lo largo de los años, entonces no me he llevado ninguna sorpresa a la hora de venir aquí, era más o menos como me lo esperaba. Nu prea mi-a schimbat nu s-a schimbat punctul meu de vedere despre România, fiindcă îl cunosc pe Andrei de mulți ani. El ne-a povestit despre țară și adevărul este că nu e nicio surpriză pentru mine. Cam la același lucru mă așteptam. Ok. Care au fost locurile care v-au impresionat în acest moment sau nu neapărat locurile, aspectele care v-au impresionat totuși cel mai mult? Poate să fie o vizită într-un loc special, oameni, o poveste care să vă fi marcat? Quali sunt los sitios, aspectos que más os han impactado de este país? No necesariamente propiamente una ciudad, pero unas personas, unas historias que os han contado. Bueno, pues si no te importa, esto lo contesto yo. No creo que haya muchas diferencias, ya como ha dicho José Antonio, entre la cultura romana y la cultura española, pero sí que es cierto que en los países de Europa Oriental parece ser que la forma de vivir es algo distinta a los países a los que estamos acostumbrados nosotros, como es el caso de España o países cercanos. Y aunque no sea tan distinta, sí que se notan ciertas diferencias en el día a día. Vamos, yo solo llevo aquí un par de días, pero por ejemplo ayer estuvimos en un pueblo y sí que fuimos capaces de ver a gente, a ciudadanos de a pie, y sí que parecía encontrarse algunas diferencias en la forma de vestir y de comportarse las personas. Chiar dacă, cum am zis înainte, diferența nu este așa de mare, totuși ceva m-a surprins, fiindcă am avut ocazia mai ales ieri, când zic eu aici, a profesorul Dan Kirleșan ne-a dus la satul Tomești, cred că se cheamă, lângă Iași, la o mică sărbătoare, la o inaugurare. Și zice prietenul Alejandro, atunci chiar am putut să vedem România mai profundă, să vedem lumea de la sate, cum se... Ea este o comună, acum a fost și oraș, acum nu-i mai știe exact statutul. Exact, și acolo am putut să vedem lume care e diferită de ceea ce ai vedea în Spania. Adică ați socializat și ați putut să cunoașteți români și să vedeți exact cum se manifestă. Asta e, să spunem, un lucru care... Am putut să cunoaștem pe domnul primar și câte și s-a apropiat să vorbească cu noi, câte un român, de exemplu, bucătarul a venit să vorbească cu noi și
tare ospitalieri, foarte. Eu deja din Spania le vorbeam de această cultură românească a ospitalității. Îmi povestesc părinții mei, care păi, au trăit cele două lumi destul de bine, chiar acum 2 ani, parcă îmi povestea, au zis, Andrei, de ziua asta am stat mai mult timp în Spania decât în România. Îmi ziceau cum diferența culturală între cum în România invitatul este invitatul de onoare, pentru el se pune covorul roșu, pentru el lui se dau cel mai bun pat, îi se așterne totul bine. În schimb, în Spania este o cultură mai mult de genul de casa fiecăruia este propriul templu. Ei pot să ai un invitat, îl tratezi bine, numai că nu se ține să-l ții prea mult, deci să nu stea prea mult, totul frumos, numai că până la un punct. Asta e diferența culturală care au apreciat părinții mei și îmi povestesc și într-adevăr, îmi zic, eu vin odată la două veri, cam așa, și chiar îmi dau seama. Ok, de asta poate încă vorbești foarte bine, de altfel, limba română, având în vedere că ești născut în Spania și crescut acolo. Da. Bun, voi sunteți generația millennials a Spaniei, să spunem, da. Vreau un pic să vorbim un pic și despre alegerile voastre și despre modul în care vedeți voi carieră, alegeri din punct de vedere al universității și care este mentalitatea tinerilor de vârsta voastră în Spania, cel puțin. Poate o să încercăm să tragem noi concluziile ca și diferențe față de români. În primul rând, cum ați ales voi facultățile, pe ce principiu, ce v-a ghidat în ariile pe care le-ați ales? Pentru că aveți drept, este José Antonio, da? Și Alejandro, matematică și invers, da? Invers. Colegul José Antonio este la matematică și fizică. José Antonio, matematică și fizică, da? Și drept Alejandro, ok? Da. Bun, tu e ingineria aerospațială. Da. Haideți să... Deci, de forma că... Nos dice que nosotros somos la generación millennial de España. Y pues hablemos de las elecciones que hacemos los millennials de España. Nos habla concretamente de las carreras. Dice, ¿y cómo hemos entrado ahí? José Antonio, ¿por qué has elegido física y mates y qué esperas sacar de ello? Bueno, pues física y mates es un... Bueno, como está en el nombre, son dos grados. Y realmente lo escogí porque los dos me gustaban mucho, no porque son dos ramas del saber muy amplias y realmente no podía elegir, no sabía elegir con cuál de las dos quedarme y lo que me llama la atención de ellas es que realmente te ayudan, yo creo, mucho a entender muchas de las cosas que pasan en el mundo de una manera como más profunda, digamos. Y física y matemáticas son ambas dos discipline pe care mă interesează foarte mult și, în primul rând, fiindcă te ajută foarte mult să cunoști cum funcționează lumea într-un fel mai profund, ca să zicem cumva. Și cum mi era foarte greu să decid între una și alta, am decis să fac efortul să le cursez pe amândouă. Dublă specializare. Nu știu dacă știe sau nu, dar în România, nu am sigur informația greșită, abia se ocupă locurile la matematică și la fizică, la facultățile de profil. Cu greu se înscriu, tocmai pentru că opțiunile ulterior de angajare sunt destul de scăzute. Cel mult te poți face profesor de matematică, în anumite situații cred că te mai poți duce pe aici, pe acolo, prin zona de IT. Care sunt opțiunile ulterior, după absolvirea facultății? Dice, no sé si lo sabes, pero en Rumanía las plazas de física y de matemáticas apenas si se cubren. No tienes muchas salidas, como mucho profesor de matemáticas o meterte en algún sitio de informática. Pero, ¿tú qué esperas sacar de esto? ¿Cómo es en España? Pues me sorprende que en Rumanía no se cubran las plazas de física y de matemáticas, porque realmente, hasta donde yo sé, sí que hay un buen nivel. Me sorprende que en România să aceste facultăți, specializări, să aibă atât de puțini studenți, fiindcă, din câte știu eu, România are un foarte bun nivel la matematică. Pero realmente, si hay en España, desde hace unos años ha habido un boom en estas carreras en cuanto a matrículas, porque se está viendo que hay muchas empresas que necesitan matemáticos en el tema de Big Data, que eso, bueno, no tiene traducción. Y entonces, ahora hay mucha gente que se ha matriculado por las salidas profesionales, pero
O sea, bueno, y eso, que ahora mismo no hay problemas de salidas. E adevărat că acum câțiva ani în Spania era ceva asemănător, dar se pare de că a devenit și în Spania un boom în, prin care multe lume a început să se înscrie la aceste materii, fiindcă multe întreprinderi au nevoie de matematicieni pentru a face, pentru a duce partea mai economică, pentru a face numere cum ar veni. Cum aș zice, después? ¿Después de qué parte? Después del hecho de que las empresas necesitan... Y que ahora ha habido mucha gente que se está matriculando, aunque realmente no tienen tanta vocación por el tema de eso y por el tema de las salidas profesionales, y por eso está subiendo mucho las matrículas en España, que sí que se cubren todas y las plazas. En España, de aia, a început multe, multe lume să se înscrie la matematică, chiar dacă nu au atâta interes în materie, fiindcă este ceva care e foarte sigur să-ți dea de lucru. Chiar adaug eu că în Spania lumea cu o diplomă de matematică este cea cu cel mai mic procent de șomaj în Spania. Interesant. Haideți să vedem dreptul ce perspective îți oferă în Spania, cel puțin. El derecho, ¿qué perspectivas te ofrece en España? Bueno, el derecho tiene de bueno que es una carrera muy versátil y que permite luego el tener muchas salidas profesionales, ya que con los conocimientos que se adquieren en esa carrera se pueden dedicar a muchos trabajos distintos. Dreptul, pe altă parte, este, are avantajul că se poate folosi la multe specializări, fiindcă cu cunoștințele care se obțin în această facultate se pot face multe slujbe diferite. Ok, nu e greu de intrat în barou, la noi e o bătălie imensă de a ajunge avocat. Trebuie să treci examene grele, locuri limitate. Care e opțiunea ta pe mai departe? Ce intenționezi să devii? Nu e dificil intrare în asta. În România, para ser abogado, es una verdadera batalla. Hay que pasar exámenes, competir con los demás. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Es cierto que, aunque ofrece muchas salidas la carrera, hay muchísimas personas matriculadas en la misma, por lo tanto hay mucha demanda y es difícil encontrar a veces puestos en ciertos lados, pero tampoco tengo muy claro a día de hoy lo que quiero hacer, entonces aún no me he preocupado por eso ya que acabo de empezar la carrera. Y es drept que, chiar dacă sunt multe opțiuni cu acest, în această facultate, e și foarte multă lume care se înscrie și din cauza asta e greu să intri unde chiar vrei și să faci ceea ce faci. Eu, în cazul meu, nu știu încă la ce o să fac cu facultatea asta. Doar, pentru moment, doar merg în față. Doar mergi înainte. Bine, acum ne întoarcem la tine, pentru că tu ai o opțiune foarte spectaculoasă, așa, ingineria aerospațială. Înțeleg, de asemenea, că au fost foarte puține locuri și sunteți câțiva aleși între ghilimele care pot să intre la această facultate. Povestește-mi puțin cum a fost pentru tine acest moment al admiterii. Păi a fost bine, eu știu, e o facultate într-adevăr la care se intră mai greu în Spania. Eu am ales. Câte locuri sunt într-un an? Depinde de facultate. Unde am intrat eu, care este dintre cele mai renumite, 80 pe an pentru toată Spania. Asta înseamnă o medie de intrare în cazul vostru sau un... Cât de complicat a fost din punct de vedere al admiterii? Deci este, ca să punem cifre, ca să se înțeleagă mai bine, nota maximă care poți să iei la bacul spaniol e 14 și cel care a intrat cu nota cea mai joasă era la 12 cu 7. Deci, oarecum greu. Și, da, este, are un nume oarecum exotic, la ingineria aerospațială, dar, da, și lumea nu prea cunoaște despre ce e vorba. Dar e... Numele zice totul, este okay. Despre avioane. Spune totul, dar spune-mi tu ce poți să faci ulterior, adică ulterior aveți o industrie aerospațială atât de dezvoltată? Pentru, da, în Spania oarecum e legată cu Franța, în Franța e mai mult, se merge mai mult. Universitatea mea are acorduri cu întreprinderea Airbus, cu care sper să pot lucra, fiindcă pot să faci un master la ei dacă ai note și așa mai departe. Iar mă scuzați, m-ați întrebat despre
Dar cum e și industria în Spania? Adică spuneai că internship-uri poți să faci, deci... Și în afară de, propriu zis, avioane și se, e foarte importantă industria de aeropoartelor. Multă lume intră la aeropoarte cu facultatea asta și fiindcă este unde se plătește din cel mai bine. Ok, care a fost pentru tine, să spunem, diferența între liceu? Oricum, eu înțeleg că tu ai mai avut niște burse de care, sau una, da, cel puțin foarte importantă, o, nu? O bursă, da. Povestește-ne puțin. Este acest întreprinzător în Spania, omul cel mai bogat din Spania, de fapt, Amancio Ortega, proprietarul de magazine Inditex, gen Zara și așa mai departe, care în Spania oferă cât? Vreo 500 de burse anual pentru elevi care vor să meargă în străinătate timp de un an să studieze sau în state sau în Canada. Eu am avut norocul să primesc una din astea. În ce an de liceu? În anul echivalentul la anul al 11-lea. În clasa 11-a, clasa 11-a, da? 11-a în România. Am mers în state, în Nebraska, într-un sătuc mic. Și ai stat un an acolo? Am stat un an de acolo. Departe de părinți? Da, adică, da, merită. A fost așa, asemenea experiență, încât... Și ce ai făcut acolo? Tot liceu? Ai continuat? Nu, am făcut un singur an. După aia m-am întors, am terminat, mai aveam un an de liceu, l-am terminat și am intrat la universitate. Și da, am avut norocul să am bursaie, iar am cunoscut viața americană, nu viața care se vede în filme de la Hollywood, ci viața rurală, viața de sat de 1000 de persoane. Foarte, o foarte bună experiență. A contat la admitere? Adică pentru voi aceste burse sau aceste aspecte sunt adăugate la dosar? Analiza dosarului se face doar pe note? Doar pe note. Pentru că în anumite situații se mai face pe bază de eseuri sau pe, nu știu, voluntariatul pe care l-ai făcut. Facem acum, în schimb, o scurtă pauză, pentru că e momentul să ne tragem un pic sufletul și revenim în câteva minute.